Doamna Șandru, dacă Marcel Ciolacu va reuși să recalculeze pensiile în așa fel încât pensionarii să aibă, așa cum spunea domnul Surgiu, pensii decente și pentru aceeași perioadă de muncă și pentru același grad profesional să aibă aceeași pensie, nu în funcție de anul în care ai ieșit la pensie, să ai o pensie mai mare sau mai mică, în așa fel încât să se facă dreptate în sfârșit, credeți-mă că intră în istorie. Nimeni n-a reușit să facă lucrul ăsta până acum. Foarte bine, zice domnul Surgiu. De pe vremea lui Emil Boc se discută despre o astfel de recalculare a pensiilor și n-a reușit nimeni să o facă. Dar vă întreb așa, de ce nimeni nu sunt în stare dar, să o de facă? Ce am, nu de ce sau am, nu pot? Stați care e problema? E și de vrut și de putut. Dar am încredere. De ce? Pentru că pentru prima oară auzim că la sfârșitul anului nu o să mai avem în instituțiile publice acele cheltuieli absurde cu fel de fel de agende, cu câte 2000 de lei agenda și cu fel de fel de mobilier. Vă referiți la noile măsuri de austeritate, pentru da? Că așa se întâmpla de fiecare dată. Se făcea nu știu ce rectificare prin luna noiembrie și începeau să sară tot să cheltuie de avealma banii publici pe care, ar fi putut să-i cheltuie frumos, eșalonat pe tot parcursul anului. Asta înseamnă că, de data aceasta, vor fi obligați funcționarii publici și cei care conduc instituțiile să se gândească de la începutul anului de ce bani au nevoie. Nu unii să ia foarte mult, să nu-i cheltuiască și pe urmă să nu dea socoteală pentru asta și alții să nu ajungă la bani și la sfârșitul anului să ceară pentru fel de fel de cheltuieli, unele chiar importante. Bun. Dar de data asta vor fi obligați să fie cu adevărat responsabil. Cine Chipsuit. Nu poate, măsuri de austeritate cine foarte nu bine. Dovedește că e în stare, pleacă acasă.